Bună ziua. Pe lângă ce a spus Melania, aș vrea să spun că numele prescurtat al organizației noastre este cere. Și asta nu este deloc întâmplător, iar ce am să povestesc astăzi are legătură cu numele prescurtat al organizației noastre. Um, o să vorbesc despre procesul ăsta care poate fi înțeles ca unul de educație de transformare din locuitor în cetățean. Acum ceva vreme noi la CERA am făcut o cercetare și printre altele i-am întrebat pe oameni ce înțeleg ei prin, prin a fi bun cetățean. Foarte mulți dintre ei ne-au spus că bun cetățean este acela care își plătește biletul de tramvai, care respectă regulile și legile, care își plătește taxele și impozitele. Sigur, ăsta e un bun cetățean, nimeni nu poate să spună că nu e așa. Alți oameni însă ne-au spus că bun cetățean este acela căruia îi pasă de alții, care îi ajută pe alții, care este generos, care este voluntar. Bineînțeles că și ăsta este un bun cetățean. Uh, un număr mai mic de oameni însă ne-a spus că bunul cetățean este acela care contestă, care se revoltă și care, care gândește critic și nu ia lucrurile așa cum îi sunt date. Acum, cu riscul de a fi mai puțin populară, n-am să vorbesc despre cetățeanul bun în sensul de generos, ci am să vorbesc despre cetățeanul care contestă, despre cetățeanul exigent, care nu ia lucrurile așa cum i-au fost date și prin asta provoacă schimbare. Aș vrea mai întâi să mă opresc asupra câtorva motive pentru care sunt puțini astfel de oameni, puțini cetățeni exigenți, și mai puțin aceia care acționează colectiv, care produc schimbare prin acțiune colectivă. Bineînțeles că sunt foarte multe motive. Am ales să mă opresc asupra unora pe care eu le consider foarte importante, pentru că ne sunt așa cumva adânc întipărite în minte și în stomac. Ca mulți dintre voi, în copilărie, am învățat acasă și la școală câteva lecții. Prima lecție pe care am învățat-o a fost să fiu cu minte. Mama mi-a zis fi cu minte, tata mi-a zis fi cu minte, bunica, educatoarea la grădiniță, după aia învățătoarea la școală, fi cu minte. Bineînțeles că disciplina e importantă și bineînțeles că e important să existe niște reguli pe care cu toții să le respectăm, altfel ar fi haos. Disciplina este importantă până la un punct, până la punctul în care se transformă în obediență până la punctul care nu te mai lasă să ieși din rând și să contești regula atunci când uh, crezi că regula nu este bună. Altă lecție pe care am învățat-o la școală și acasă, în copilărie, a fost să-mi de treaba mea. Să nu mă bag eu unde nu-mi fierbe oala. Bineînțeles că și asta este bine. E bine să ne vedem de treburile noastre și e bine să nu ne băgăm acolo unde ne fierbe oala. Și asta însă până la un punct. Până la punctul ăla, um, care, în care nu ți mai pasă, nu ți mai pasă de oală altuia și nu mai vezi că există și o oală comună în care trebuie să ne băgăm cu toții, că e a noastră și atunci trebuie să o fierbem împreună. În felul ăsta, foarte mulți dintre noi uh, au crescut așa ca mici uh, indivizi, individualiști, fără să învățăm să acționăm în comunitate, fără să acționăm în comun pentru oala noastră comună. Am crescut de asemenea fără să învățăm să fim exigenți fără să ne spună nimeni că regulile astea sunt făcute de oameni și dacă nu sunt bune, dacă nu ne plac, ele pot fi schimbate și cei care uh, provoacă schimbarea suntem noi. Mai sunt câteva lucruri, câteva motive care stau în calea acțiunii colective, să zicem. Unul dintre ei este neîncrederea în, în noi. Acum ceva vreme am fost într-o comună în Argeș, um, o comună mare cu multe sate, Ultimul sat era un sat de romi, acolo se oprea asfaltul, acolo se, se oprea uh, iluminatul public, acolo se oprea rețeaua de apă, am vorbit mult cu oamenii aceia și ei au povestit despre problemele de, pe care le au, despre cât de greu să-și ducă copiii la școală, despre cum li se împodmolește căruța în noroi și așa mai departe. Inocentă, eu i-am întrebat, dar ați încercat vreodată să mergeți la primărie, ați încercat să vorbiți cu primarul? Și ei mi-au răspuns foarte repede și mirat, noi, păi noi suntem țigani. Odată cu neîncrederea în noi, um, vorbim și despre neîncrederea în alții. Cumva am um, crescut așa într-o cultură a suspiciunii și tot așa, mergând prin țară în diverse locuri, am întrebat cum ești la dumneavoastră, cum sunt oamenii. Și lumea mi-a spus destul de repede la noi, la noi lumea e rea. În acest fel simplu, putem să spunem că atunci când nu există neîncredere în noi și mai ales când nu există încredere în alții, în cei din jurul nostru, asocierea devine o sarcină foarte grea și fără asociere, acțiunea colectivă este aproape imposibilă. De asta eu cred că primul pas în procesul ăsta de a deveni cetățean, de a trans te transforma din locuitor în cetățean, nu este un proces de învățare, ci este un proces de dezvățare. Trebuie să uităm câteva dintre lecțiile pe care le-am le primit sau măcar să învățăm să le um, analizăm critic. Dabia apoi putem să vorbim despre învățare, Um, și putem să vorbim despre învățare nu ca despre procesul aclasic în care cineva toarne informații în creier ci despre acel uh, învață făcând în munca noastră în munca organizației noastre asta încercăm să facem încercăm să ajutăm diferiți locuitori să acționeze împreună ca grupuri de cetățeni și dacă ar fi să punem uh, lucrurile astea în termen de educație și de învățare avem și noi un fel de curiculă și prima lecție este asta. Paharul este pe jumătate gol. Este lecția în care învățăm să privim critic. În jurul nostru sunt probleme. Uh, pro, jumătatea goală a, a paharului sunt acele probleme pe care noi vrem să le rezolvăm. Sunt lucrurile pe care vrem să le schimbăm. Și ca să putem să le schimbăm, trebuie să le vedem. Sigur că e bine să gândim pozitiv și uneori este extrem de val valoros să gândim în termen de partea plină a paharului. Uh, partea plină a paharului este foarte importantă, dar uneori este important să vedem că de fapt paharul este pe jumătate gol. Și asta este prima lecție cea în care vedem problemele din jurul nostru. A doua lecție este tot despre pahar și este lecția care ne învață că merită mai mult. Lecția care ne învață să nu credem că nu se poate. Paharul este pe jumătate gol și el trebuie umplut. Paharul ăsta trebuie să fie plin. Asta este uh, lecția următoare. Merităm mai mult. Avem drepturi, unii oameni au responsabilități și trebuie să umple paharul. Uh, nu se poate fără să înțelegem lucrul ăsta. A treia lecție, și poate cea mai importantă, este cea despre putere. Este lecția în care învățăm că puterea e la noi. Avem această jumătate goală a paharului, paharul trebuie să fie plin și noi trebuie să schimbăm asta, noi trebuie să facem ca paharul să se umple. Tot ce trebuie să facem de aici înainte este să ne organizăm și să acționăm. Primul pas este să ne dăm seama că nu suntem singuri, că nu suntem indivizi. Uh, sunt și alții care gândesc ca noi, sunt și alții care văd jumătatea goală a paharului, sunt și alții care sunt hotărâți să lupte pentru ca paharul să se umple. Ăsta este primul pas și cel mai greu. De aici, detalii. Um, N-aș vrea să dau acum exemple despre, despre locuitori, deodată, transformați în cetățeni. Cu toții știți aceste exemple, voi de aici sunteți astfel de exemple, cel mai probabil. Ce mi se pare însă important este ca exemplele pe care noi le afișăm peste tot, încercând să arătăm că se poate, să nu mai fie excepții, să fie regula. Vom avea progres și vom avea schimbare adevărată atunci când vom fi o masă critică de cetățeni exigenți, hotărât să lupte pentru schimbare. Iar pentru asta este important ca fiecare dintre noi să uite câteva dintre lecțiile pe care le-am învățat și să învețe altele noi. Mulțumesc!